Răspunsul este să vrei să faci ce-ți place să faci. În jurul acestor vorbe s-a învârtit toată viața Margareta Pogonat. Fie că era pe scenă sau pe platourile de filmare, actrița trăia și muncea cu o bucurie teribilă. Ieri, la 81 de ani, pentru portretul matern din Pistruiatul, cortina a căzut definitiv. Lumea teatrului românesc este din nou în doliu. Sunt obosită. După o nedreaptă și lungă suferință, ieri, la 81 de ani, Margareta Pogonat a pierdut lupta. Vă rog, puteți... E nevoie de mine la spital? Dar puteți să-mi trimiteți vorbă, nu era nevoie să vă deranjați. Visa să fie medic-chirurg, dar s-a născut între actori. Așa a ales arta. În 1959 absolvea Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, iar talentul și ambiția au făcut-o remarcată rapid. În anul 2 de facultate debuta deja în piesa Două lozuri. În același an a făcut cunoștință și cu platourile de filmare. Era doar începutul. E mai mare felia ca tine, n-ai să mănânci. Bă, da, mamă, mi-e o foame de lup. Ce am mâncat astăzi? Supă de cartofi. Vorbești ca taică tu. Hai, du-te! În 1992 s-a hotărât să împărtășească din pasiunea și experiența ei. A început să le predea studenților adevărul, realitatea și sinceritatea artei dramatice. Nu mi-e de rău deloc, Gheorghe. Nu mi-e de rău. Uite, ia uite-ți. La drum de zi, cu dar și bucurie în casă. Nu ne dă rău deloc, Gheorghe, ne dă bine. În 2009, Margareta Pogonat a primit și recunoașterea întregii cariere, premiul Uniter, iar după modelul american, Walk of Fame, are o stea în fața cinematografului din Ploiești, alături de Toma Caragiu și Ștefan Bănică. Să mergem. Trupul neînsuflețit va fi depus mâine la capela cimitirului Iancu Nou din București. Toți cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face acolo până la ora 12. Siguranța